Inspectorii Direcției Generale Antifraudă au acordat în această vară pe litoralul românesc amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Totodată au confiscat bunuri și numerar în valoare de aproximativ 200 de mii de lei. Au fost verificate peste 200 de persoane și au fost constatate peste 500 de abateri. Ne întrebăm prin urmare dacă inspectorii Direcției Generale Anticorupție au călcat pe pasarela din stațiunea Mamaia. Iată de ce. Nene, dă și mie ciocolată. Da, care un chiu bonuri până mâine, bă. Le acordați sau le strângeți pentru dumneavoastră? Nu, domnule, uite-le aici cum ies. Comerciantul din imagini este tare fericit să vântură cu bonurile fiscale în fața oricărei persoane care îi pune la îndoială legalitatea. Ceea ce el nu știe este că a fost filmat în urmă cu câteva zile, alături de mai mulți agenți economici din stațiunea Mamaia în momentele în care uitau să acorde bonuri clienților. Se vede cum comerciantul are mare grijă unde și cum să rupă din lungul șir de bonuri fiscale neacordate clienților. Evaziunea fiscală este în floare pe pasarela pietonală din stațiunea Mamaia, iar barurile apărute peste noapte aici o dovedesc cu vârf și îndesat. Nu, lasă-și cu pașa. Îmi dai și un bon, te rog? Nu prea dați bonuri așa. Clienții barurilor de pe pasarelă recunosc că nu au primit bonuri fiscale, însă acest lucru nu pare să-i deranjeze. Ați primit bon pentru ce ați consumat? Nu. Vi se pare normal? Nu chiar, dar mi-a fost indiferent la un moment dat. Înaintând spre sudul stațiunii Mamaia, observăm că evaziunea fiscală este o practică uzuală. Statul nu are nimic de câștigat de la vânzătorii de articole vestimentare și nici de la comercianții ce se bat în oferte. Okay. Merci. Îmi dai, te rog, un bon. Acordarea unui bon fiscal poate dura câteva minute, întrucât unele case de marcat sunt puse la naftalină. Doar când bonul este solicitat, vânzătorul face un efort și își trece câștigul în casă. Aceeași practică este găsită și la comercianții de șaorma. Îmi dai și un bon, te rog. Și dacă tot vă aflați la malul mării, cine ar putea refuza o plimbare cu poneiul, mai ales când prețul este negociabil, iar bonul fiscal lipsește cu desăvârșire. Zi-mă, a fost o plimbare cu poneiul? O casă de marcat, o ceva? O casă de peste? Aveți casă de plimbare? Gata, că nu prea avem bani la noi.